vine și nouă mandat. De ce sunați, domnule, pe în pace? De ce să nu vorbesc cu doamna? Am vorbit frumos. Faceți. Vreți să vedem cine? Aici stau afară cu dumneavoastră. Aici o societate, veniți frumos, stăm de vorbă. Nu veniți dumneavoastră la poartă, da? Nu intra, dar vă scuze. Poate să murim noi să intrați înăuntru. La numai o oră după ce au început să protesteze pașnic, mai mulți salariați au devenit agresivi odată cu apariția executorului judecătoresc. Cea care trebuia să pună în executare decizia a fost huiduită și bruscată de către protestatari. A fost nevoie de polițiști și jandarmi pentru aplanarea conflictului. Dai drumul, dar cine? Du-te de aici! La roiba acasă! Oamenii au reacționat foarte normal pentru că, vă dați seama, s-au făcut ipoteci de 46 de milioane pentru o datorie de 7 milioane. Este cu totul anormal să ipotechezi 46 de milioane, aproape jumătate din valorile arpechimului, da? Mi se pare cu totul anormal. Este parte componentă a Olchimului, această instalație, fără de care Olchimul nu poate funcționa la capacitate și va merge numai pe pierderi. Dacă se taie la fier vechi aceste instalații, Olchimul este și el mort. De asta insistăm și de aia oamenii sunt așa. Rămânem până mâine și mai vin colegi dacă e cazul. Nu putem să tăiem aceste instalații în care s-a făcut o reparație capitală, când ni se spunea că se pornește din săptămână în săptămână, lucru care nu s-a întâmplat, să ajungă acum să fie dusă la portul Constanța. Este imposibil. Disperați că își vor pierde locul de muncă în urma acestei licitații, salariații au cerut anularea vânzării bunurilor. Aceștia s-au mai calmat, însă când au aflat că până acum nu există niciun cumpărător. Vă așteptați la genul ăsta de reacție din partea oamenilor? Da. Păi și de ce n-ați venit însoțită cu cineva să vă apere? Că riscați să pățiți ceva. Pentru că am mizat pe bună credința oamenilor. Și cum a rămas până la urmă? Când reluați acțiunea? Asta nu vă pot spune. Nu v-ați hotărât sau e informație confidențială? Este o informație confidențială. Executorul judecătoresc și cele două persoane care îl însoțeau au intrat într-un final în sediul administrativ al diviziei petrochimice Bradu, împreună cu conducerea societății și liderii sindicali, unde au consemnat că bunurile ce fac obiectul licitației există, dar că până în prezent nu există niciun cumpărător, stabilind astfel o altă dată pentru efectuarea operațiunii de vânzare a activelor.